Bună seara, Cristina! Codul vestimentar al seriei este elev sau profesor. Tu ce rol ai ales și de unde te-ai inspirat pentru a-ți crea ținuta? Bună seara! Mulțumesc că mă aveți aici. Cred că profesor, nu? Merge. Dar așa, școala de vară, cumva, că am ales o culoare care să încununeze vremea de afară. Și sunt așa, ceva profesor la o școală de-asta relaxată după programul strict al orelor obișnuite. Porți în seara asta vreo bijuterie sau vreun articol vestimentar cu valoare sentimentală? Da, inelul acesta pe care l-am de la părinții mei, ăsta e cel mai important. Și la gât am niște coliere pe care nu le dau jos niciodată, chiar dacă uneori nu le vedeți, le am la spate puse, care sunt făcute de o prietenă foarte dragă și au o însemnătate aparte. Cu ce amintire ai rămas din anii de liceu? Cu foarte multe. Eu am plecat la liceu în alt oraș, am plecat din Moinești în Bacău și am stat un an și la Cămin, apoi m-am mutat cu prietena mea cea mai bună de pe vremea aceea și am stat într-un apartament împreună și ne simțeam noi foarte independente și libere. Și cred că am rămas cu momentele acelea care m-au maturizat și responsabilizat, pe lângă petreceri și clasicele majorate și așa mai departe. Ai fost o elevă rebelă sau o elevă cu minte? Am fost o elevă model, mergeam la toate olimpiadele, la mate, la română, la istorie, n-am făcut pregătire. La BAC am luat 10 la istorie fără pregătire, învățam super bine, am fost și șefa clasei, adică mulți ani, dar acum dacă aș da timpul înapoi, cred că m-aș fi relaxat mult mai tare, pentru că da, e important să înveți, dar miza e să treci mai relaxat prin viață. Dar vreo nebunie ai făcut în liceu? Mai fugeam de acasă cu prietena mea cea mai bună de pe atunci. Îți mai amintești prima iubire din liceu? Da, prima mea iubire din liceu a fost prima mea relație lungă. Am început chiar în clasa a 9-a și s-a terminat acum vreo 2 ani aproape. Deci am stat mulți ani și n-am cum să uit, îți dai seama. Și dacă ai vedea această persoană din nou, ce îi spune? Mulțumesc, pentru că cu siguranță m-a format foarte mult. El era mai mare decât mine cu aproape 9 ani și automat am avut ce să învăț. Foarte mult a contribuit la ceea ce sunt azi. Ai frânt inima cuiva vreodată? Da. Cam da. Și încerc să nu mai fac, să fiu onestă cu oamenii. Pentru că știi cum e, că în primul rând karma, totul vine asupra noastră după. Ai avut vreodată vreo pasiune pentru vreun profesor? Nu, poate prin liceu, dar mulți, prin facultate, dar mulți zis pasiune. Era un profesor foarte interesant, care știa să capteze atenția și eram toate fetele cu ochi și urechi, știa, asupra lui. Dar nu e, mulți zis pasiune. Ai fost în vreo vacanță până acum, vara asta? Tocmai m-am întors zilele trecute. Am fost în sudul Italiei, unde am câștigat un premiu și cumva m-am dus cu munca, dar am prelungit așa să stau câteva zile și în scopul relaxării. Cred că plec tot acolo, tot cu treabă și încerc să le îmbin. Ce ai alege între litoralul românesc și litoralul din afară? Afară. În primul rând, la noi este overrated. E foarte frumos la noi la mare, însă s-a transformat într-o aglomerație și într-un show-off plăcut pentru unii, dar cu care eu nu rezonez atâta tot. Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit vreodată? Asta e greu de zis, că cred că cele mai frumoase cadouri nici n-au fost astea materiale, că nu mi-a venit în cap decât, uite, sănătatea familiei mele, că am avut niște momente de cumpăn în familie la un moment dat și cadouri cel mai frumos au fost veștile bune, știi? Cred că asta.